doarmă încă un pahar. Vreau să uit câte gânduri mai am. Beau cu prietenii de-aseară, cam un of la inimioară, ce-mi face viața mare. Beau cu prietenii de-aseară, cam un of la inimioară, ce-mi face viața mare. Aș pleca, m-aș duce acasă, dar prietenii nu mă lasă. Cum să mă lase să plec, când îi stau și se petrec? Aș pleca, m-aș duce acasă, dar prietenii nu mă lasă. Cum să mă lase să plec, când îi stau și se petrec? Mă ridic să plec de lângă ei, dar nu mă lasă prietenii mei. Ei îmi știu sufletul meu și ce prieten bun sunt eu. Cum să mă lase la sufletul meu și ce prieten bun sunt eu. Cum să mă lase la greu? Aș pleca, m-aș duce acasă, dar prietenii nu mă lasă. Cum să mă lase să plec, când îi stau și se petrec? Aș pleca, m-aș duce acasă, dar prietenii nu mă lasă. Cum să mă lase să plec, când îi stau și se petrec. Dacă au ieșit zori de zi, stau lângă mine toți prietenii. Cum stă frate lângă frate, să mai bem o zi și o noapte, și încă una de se poate. Cum stă frate lângă frate, să mai bem o zi și o noapte, și încă una de se poate. Aș pleca, m-aș duce acasă, dar prietenii nu mă lasă. Cum să mă lase să plec, când îi stau și se petrec? Aș pleca, m-aș duce acasă, dar prietenii nu mă lasă. Cum să mă lase să plec, când îi stau și se petrec. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Veselește-te cu noi. Eu sunt Lena Miclăuș și bineînțeles că îmi face o deosebită plăcere să fiu și în această duminică alături de dumneavoastră, mai ales că invitatul din această duminică frumoasă este îndrăgitul Ovidiu Olari, căruia vreau să-i spun un bun venit și mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația. Să rămână bună dimineața, bine te-am găsit, Lena. Îmi face o deosebită plăcere și o deosebită bucurie că astăzi, într-o zi de duminică, o zi specială, la Veselește-te cu noi, sunt alături de tine. Să știi că îmi face plăcere și mie și mă întrebai așa mai pe șustache dacă poți să ne tutuim. Normal că putem să ne tutuim pentru că noi am și crescut împreună pe drumul cântecului de când eram, cred că în clasa 7-a, 8-a, 9-a, nu mai știu, la școală și eram prieteni și cântam atunci pe la Casa de Cultură și mi se pare normal să ne tutuim. Cum să nu ne tutuim? Într-adevăr, este adevărat ceea ce tu ai spus.
Noi am început să colaborăm la Ansamblu Silvana, da, ca tineri interpreți, dar eu mi-amintesc un episod și mai plăcut și aș vrea să le împărtășesc. Sigur. Acest lucru și telespectatorilor. Cred că pentru prima dată ne-am cunoscut la Lipova, ne-am întâlnit la un concurs de interpretare, da, da, vocală. Eram tiner pe atunci, nu știu, eu atunci aveam 15 ani, tu erai un pic mai mare decât mine, ești un pic mai mare decât mine. Și atunci ne-am întâlnit la acel concurs de interpretare și mi-a făcut o deosebită plăcere că ne-am cunoscut. Da, uite, din Deva și ne-am cunoscut aman la Lipova, știi? Și să știi că de foarte multe ori ai văzut și tu, nu contează atât de mult un concurs, contează ceea ce îți dorești să realizezi. Sigur că da. Și unde vrei să ajungi în viață și eu mă bucur și te felicit pentru tot ceea ce ai reușit și tu. Să știi că acele gânduri le-am și eu pentru tine, mai ales că știu că tu ești un foarte îndrăgit, nu numai la noi în județul Hunedoara, peste tot în țară, ceea ce mă bucură și bineînțeles că mă bucură și mai mult că ai venit astăzi la noi în emisiune, pentru că telespectatorii noștri vor să te vadă și sunt dornici să audă noutățile pe care tu ni le-ai adus astăzi nouă, așa că avem timp pe parcurs emisiunii să mai povestim, dar vreau neapărat să dăm drumul la primele piese, după care o să mai povestim. Cu cea mai mare plăcere. Haideți să-l ascultăm pe Ovidiu Olari. Ardealei satul meu, mai la na 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 la la, l-am cântat și-l cânt mereu, mai la na 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 la. În Ardealei satul meu, mai la na 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 la la, l-am cântat și-l cânt mereu, mai la na 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 la. Locul unde m-am născut, mai la na 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 na, niciodată n-am să-l uit, mai la na 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 la. Așa lume sunt și eu, măi, la na 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 la la, Ardelean din neamul meu, măi, la na 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 la. Așa lume sunt și eu, măi, la na 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 la la, Ardelean din neamul meu, măi, la na 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 la. Neamul meu ardelenesc, măi, la na 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 na, cu el mi-e drag să trăiesc, măi, la na 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 la. Ardelean din tatăl fiu, mai la na 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 la la, cântecul și jocul știu, mai la na 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 la. Ardelean din tatăl fiu, mai la na 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 la la, cântecul și jocul știu, mai la na 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 la. Jocul nostru din bătrâni, mai la na 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 la, cum se joacă la români, mai la na 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 la. Ardeleană-i mândra mea, măi, la na 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 la la, și mi-e tare drag de ea, măi, la na 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 la. Ardeleană-i mândra mea, măi, la na 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 la la, și mi-e tare drag de ea, măi, la na 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 la. Ardeleană-i ca și mine, la na 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 la, dar asta nu știe nimeni, la na 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 la. În lume o iumbla, măi, la na 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 la la, cu drag lumii o-i cânta, măi, la na 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 la. Cât în lume o iumbla, măi, la na 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 la la, cu drag lumii o-i cânta, măi, la na 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 la. Cântece de drag și dor, măi, la na 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 na, pe placul oamenilor, măi, la na 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 la.
că ni drag unde trăiesc, măi, la da 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 da. Pe pământ arde lenesc, măi, la da 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 da. Ulicioară pietruită, la 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 la, de te face mai umbrită, la 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 la. Ulicioară pietruită, la 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 la, de te face mai umbrită, la 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 la. Pe partea de către vale, la 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 la, să-mi iasă mândruța-n cale, la 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 la. Pentru mândra ca lumina, la 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 la, Doamne, mult am călcat tina, la 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 la. Pentru mândra ca lumina, la 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 la, Doamne, mult am călcat tina, la 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 la. Și pe vânt și pe uscat, măi, la 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 la, pentru-n dulce sărutat, măi, la 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 la. Ești mândruță până-n prag, măi, la 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 la, și m-arată cinț-i drag, măi, la 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 la. Ești mândruță până-n prag, măi, la 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 la, și m-arată cinț-i drag, măi, la 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 la. Hai mândruță până afară, la 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 la, c-am venit și-oi pleca iară, la 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 la. Pentru tine, mărioară, la 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 la, o crescut iarba în poiană, la 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 la. Pentru tine, mărioară, la 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 la, o crescut iarba în poiană, la 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 la. O înflorit, s-o făcut fân, măi, la 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 la. Hai mândră ca să-l cosim, măi, la 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 la, și să-l punem în clăpiță, la 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 la, și să-mi dai dulce guriță, la 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 la. Dragii mei, aș vrea să mulțumesc din suflet și dansatorilor noștri de la Ansamblu Pădureanca. Este vorba despre Mălina și Raul și, bineînțeles, cum am mai spus și cum spun de fiecare dată, pentru prezența lor în emisiune vreau să-i mulțumesc colaboratorului nostru, Andrei Gabor. Bineînțeles că pe noi ne puteți urmări și pe pagina afișată pe ecranul televizorului sau pe www.infohd.tv. În caz că ratați această emisiune, eu sunt convinsă că dumneavoastră stați cu sufletul la gură și ne urmăriți, pentru că avem surse sigure că ne urmăriți și, bineînțeles, și astăzi o să ne urmăriți, având un invitat așa de frumos și îndrăgit aici în platoul emisiunii. Ovidiu, te-aș ruga să-mi povestești așa pentru început, începem cu începuturile tale de mic. Cine te-a descoperit? Cum ți-ai dat tu seama că iubești muzica populară și o îndrăgești și poți să faci performanță din această dragoste pentru cântecul popular? Cred că m-am născut cu talent muzical, dar mi-am descoperit talentul vocal începând cu clasa 9, da. Practic în momentul în care am intrat la liceul de muzică, Sigismund Toduță, atunci am realizat că am calități vocale. Până atunci, din clasa 1 până în clasa 8-a, am urmat cursurile Școlii Populare de Artă, unde nu am, probabil că o să surprind acum telespectatorii, nu am urmat cursurile de canto popular, ci am făcut acordeon, orgă electronică și pian. Pot să spun că, în primul rând, acordeonul
mi-a deschis și mi-a lărgit orizonturile sigur asupra da. Muzicii. Așa e. Este mare lucru să cunoști un instrument, poți să te controlezi mult mai bine și da, îți oferă o altă deschidere. E adevărat, mai ales pentru un solist, e foarte bine să cunoști un instrument, da. E ceva fenomenal. Mama, tata au avut încredere maximă în tine și te-au sprijinit la maxim. Da, inițial discutam în familie când a venit timpul să urmez liceul, ce vrei să te faci, ce vrei să devii. Și îmi doream foarte mult să urmez liceul pedagogic, să devin învățător. Dar viața nu este cum ți-o dorești. Toată lumea are de sus un destin. Așa e. Și eu cred în Dumnezeu foarte mult, sunt un om credincios și dacă asta a fost voința lui Dumnezeu, ca să pornesc pe calea cântecului popular, nu mi-a rămas decât să o urmez. Părinții mei pot să zic că au și ei talent muzical. Din partea mamei, bunicul a cântat în strană, uh-huh, în biserică, apoi străbunicul meu, tot din partea mamei, a fost gordonașul, pe înțelesul noastră, contrabasistul satului, satul Rovina, comuna Brănișca. Iar tatăl meu a cântat o bună perioadă de timp la acordeon. Deci moștenesc din familie oarecum. Și atunci e normal muzical să te susțină, da, și să te sprijine cel mai, da, mult. Te văd cu un CD în mână, dar o să povestim în intervenția următoare, pentru că știu că tu de pe acest CD ne-ai adus piesele astăzi în emisiune. Exact. Haideți să-l mai urmărim pe Ovidiu Olar, după care o să ne povestească cum a realizat acest frumos album. Satule, satule drag, măi, la tine mă-ntorc în prag, măi, să-ți văd codru frunzit, măi, și pământra ce-am iubit, pe drumul tău, măi, aici am umblat și eu, măi, și de încălțat, măi,
și vă. Vorbața m-a ascultat, mă. Drag nu cu de la poartă, unde m-așezam odată. Cum și cu tata măi, Doamne, bine mă era. Trece ani păstă mine, oi veni satul în tine. Tot cu din lumea mare, ca să-mi găsesc calinare. Tot cu din lumea mare, ca să-mi găsesc calinare. Și să ține lai la lai lai la da 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 da. Cât e tânăr îi stă bine lai la lai lai la da 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 da. Mândru-i omul și să ține lai la lai lai la da 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 da. Cât e tânăr îi stă bine lai la lai lai la da 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 da. Faină-i viața s-o trăiești la lai la da 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 la la. Cât ești tânăr și iubești la lai la da 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 la.
cântă omule, petrece, lai la lai lai la 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 la. Că viața-i scurtă și trece, lai la lai lai la 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 la. Cântă omule, petrece, lai la lai lai la 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 la. Că viața-i scurtă și trece, lai la lai lai la 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 la. Trec anii, trec zilele, la 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 la. Să duc tinerețele, la 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 la. Dacă aș trăi pe pământ, lai la lai lai la 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 la. Tăt așa tânăr cum sunt, lai la lai lai la 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 la. Dacă aș trăi pe pământ, lai la lai lai la 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 la. Tăt așa tânăr cum sunt, lai la lai lai la 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 la. Aș da florile din lungă, la lai la 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 la. Tinereța să mă ajungă, la lai la 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 la. Mă prindă zorile, lai la lai lai la 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 la. Petrecând cu mândrele, lai la lai lai la 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 la. Să mă prindă zorile, lai la lai lai la 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 la. Petrecând cu mândrele, lai la lai lai la 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 la. Să le cânt, să le doinesc, la lai la 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 la. Pătăte să le iubesc, la lai la 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 la. Mândrele morți ne minte, lai la lai lai la 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 la. Mai mult drag de minor prinde, lai la lai lai la 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 la. Mândrele morți ne minte, lai la lai lai la 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 la. Mai mult drag de minor prinde, lai la lai lai la 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 la. Și nu mor lăsa să mor, la lai la 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 la. De dragoste și de dor, la lai la 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 la. Și nu mor lăsa să zac, la lai la 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 la. De dragoste și de drag, la lai la 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 la. Dragii mei, am revenit și așa cum am spus în intervenția anterioară, vreau să-l întreb pe Ovidiu cum s-a întâmplat, deși a adunat 19 melodii pe acest album, cât de ușor a fost sau cât de greu a fost, câtă muncă ai pus acolo, cine te-a ajutat, că bănuiesc că te-a ajutat și cineva la realizarea lui. M-am bucurat enorm de mult când practic mi-am văzut acest vis împlinit, realizarea acestui CD. Este vorba despre un CD care conține 19 piese. Titlul albumului este În Ardeal e satul meu. Am ținut oarecum să dau titlul acestui album pentru că mă consider un ardelean și orice ar fi și orice s-ar întâmpla, nu pot să plec din Ardeal. Iubesc prea mult Ardealul și ardelenii și aici am fost, aici voi fi. Aici ai crescut, aici ai născut, nu? Este un CD care... Cât ai muncit la el? Ce a însemnat această muncă pentru tine? Vreau să spun, am spus și în alte emisiuni unde am fost invitat. Eu am pornit de jos. Ca oricare interpret tânăr care dorește să realizeze ceva, am pornit fără nicio piesă din repertoriu personal și oarecum a durat ceva timp până am reușit să... Păi să știi că toți am pornit cam așa, nu? Da. Fiecare... Am preluat de la cineva și ne-am dus în concurs, exact, și am cântat melodia. Fiecare dintre noi, cu siguranță și tu, ai avut un idol și probabil că ai. Sigur că da. La fel și eu am avut un idol, s-a numit Drăgan Muntean. Am iubit și iubesc enorm de mult acest interpret, chiar dacă nu mai este printre noi. Și... m-am bucurat când am reușit să strâng aceste 19 piese. Sunt piese care, unele dintre ele le-am cules, mergând în teren și am făcut culegere de folclor. Da, altele le-am găsit în cărți de specialitate, fragmente muzicale. Sigur. Mi-am permis să dezvolt aceste fragmente muzicale pentru că, având o școală de muzică, un liceu de muzică, apoi un
o academie de muzică la bază, este foarte ușor. Devin lucrurile mult mai simple când știi ce înseamnă o cadență modală, zonală, tipică. Pentru unii care nu au cunoștințe muzicale, probabil că este mai greu. Nu poți să discuți sau să fie pe înțelesul lui anumit termen muzical, care este cadența zonei Banatului, care este cadența specifică pe partea de învârtită și multe alte lucruri legate de muzică. Și încă un lucru care vreau să-l aduc în atenția publicului și vreau să-i mulțumesc în primul și în primul rând profesorului și instrumentistului Ovidiu Barteș. Împreună cu Ovidiu Barteș am realizat acest album. Mă bucur pentru toată susținerea, este un om extraordinar. La început nu am crezut că pot să colaborez atât de bine, dar s-a dovedit că, într-adevăr, este un om de excepție. Un om care, inclusiv acum, lucrăm la câteva melodii noi. Care te poți baza și care te sprijină și te poate ajuta în... Da. Și cel puțin vine cu niște sfaturi care sunt constructive pentru mine. E foarte bine că sunteți pe aceeași lungime de undă și atunci iasă lucru până la urmă cel mai reușit. Al doilea om care a contribuit la succesul realizării acestui CD este cel care mi-a fost profesor în Academia de Muzică, Ioan Bocșa. Uh-huh. Îi mulțumesc din tot sufletul pentru că m-a înțeles și a înțeles ceea ce am dorit să transmit pe acest album. Cred că telespectatorii noștri și spectatorii care vin la toate spectacolele tale deja și știu colaborarea ta cu domnul Ioan Bocșa. Da, este o colaborare care... Anul acesta pot spune că se împlinesc 8 ani. Doamne ajută, mulți înainte. Da, nu știu dacă sunt mulți, dacă sunt puțini, dar de 8 ani... Dar sunt buni și sunt constructivi. Da, și eu m-am bucurat din tot sufletul pentru că acest om a avut încredere în mine și de la spectacol la spectacol am fost și sunt alături de el în scenă. Este mare lucru ca un interpret de talia domnului Bocșa să aibă încredere într-un tânăr și să poată să-l susțină necondiționat. Exact. Haideți să te mai ascultăm cântând, după care revenim. Răsărit o lună în șură, la 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 la, nu ia ieși cine-mi dă gură, la 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 la. Răsărit o lună în șură, la 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 la, nu ia ieși cine-mi dă gură, la 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 la. Răsărit o lună în prag, la 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 la, nu ia ieși cine-mi drag, la 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 la. Arde lumina pe masă, la 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 la, cine mi-e drag nu ia acasă, la 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 la. Arde lumina pe masă, la 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 la, cine mi-e drag nu ia acasă, la 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 la. Arde luminița bine, la 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 la, cine mi-e drag nu-i cu mine, la 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 la. Duce mașca luna nor măi, la 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 la, nu mai podea mândri dor măi, la 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 la. Duce mașca luna nor măi, la 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 la, nu mai podea mândri dor măi, la 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 la. Duce mașca luna stele, la 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 la, nu mai podea mândri jele, la 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 la. De n-ar plânge inima măi, la 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 la, nici ochii n-ar lăcrima măi, la 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 la.
de n-ar plânge inima măi, la da 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 da, nici ochii n-ar lăcrima măi, la da 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 da. Da, inima-n mine plânge, la 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 la. Dorul sufletul mi-l strânge, la 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 la. Da, inima-n mine plânge, la 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 la. Dorul sufletul mi-l strânge, la 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 la. Doi ani și o vară întreagă, dai la da dai la da dai la da da. Îmi ești mândră tare dragă, dai la da dai la da dai la da da. De doi ani și o vară întreagă, dai la da dai la da dai la da da. Îmi ești mândră tare dragă, dai la da dai la da dai la da da. Dorul care l-am purtat, na dai la da 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 da. Tot la inimă mi-o stat, na dai la da 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 da. Mândră dragă nu mai pot, n-ai la da da la da dai la da da. Dorul tău ca să îl port, n-ai la da da la da dai la da da. Mândră dragă nu mai pot, n-ai la da da la da dai la da da. Dorul tău ca să îl port, n-ai la da da la da dai la da da. Luăm în părți amândouă, e da dai la da 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 da. Bine o fi mândră de noi, e da dai la da 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 da. Îl duci tu, îl duc și eu, lai la da dai la da dai la da da. Nu ne-o fi mândruță greu, lai la da dai la da dai la da da. Îl duci tu, îl duc și eu, lai la da dai la da dai la da da. Nu ne-o fi mândruță greu, lai la da dai la da dai la da da. De l-om duce cât lumea, la dai la da 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 da. De drag nu ne-om sătura, la dai la da 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 da. Vom rămâne amândoi, dai la da dai la da dai la da da. Bine-o fi mândră de noi, dai la da dai la da dai la da da. Vom rămâne amândoi, dai la da dai la da dai la da da. Bine-o fi mândră de noi, dai la da dai la da dai la da da. N-om lăsa dorul la nimeni, la dai la da 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 da. L-om duce și ne-o fi bine, la dai la da 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 da. L-om păzi cu dragostea, la dai la da 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 da. Nu l-om da la nimeni, la dai la da 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 da. Dragii mei, foarte frumoase melodii am ascultat cu Ovidiu Olar și foarte frumos vorbește Ovidiu Olar despre tot ceea ce a realizat el sau despre tot ceea ce a făcut el până acum, inclusiv despre mari artiști care l-au susținut și care l-au sprijinit. Te-aș ruga să mai îmi spui cât de important este pentru tine acest album sau cât de important este pentru un interpret un album propriu. Întotdeauna am spus și o susțin cu fermitate, în momentul când apari la un post de televiziune, în spectacole și îți susții cântecele tale, propriul tău repertoriu, întotdeauna ești privit cu alți ochi. Sigur. Lumea nu o să spună Ovidiu Olar cântă piesa lui cutare interpret. Lumea va spune, da, a venit Ovidiu Olar, a urcat pe scenă și a cântat repertoriul lui. Sigur. Repertoriul cu care este foarte bine să publicul să te remarce. Și să te și dacă nu te vede, când te aude să știe, măi, ăsta e X. Exact, exact, da. Eu cred că albumul tău va fi de succes. Telespectatorii noștri și toată lumea care îl îndrăgiți și vreți să aveți un CD cu Ovidiu Olar, puteți să-i cumpărați CD-ul în toate magazinele de specialitate sau pur și simplu îl sunați, dacă nu, și vă înțelegeți cu el, vă mai ghidează, nu? Cum te mai nu, poți ghida cum tu? Să nu, cum să nu? Pentru că cred că tu și pe internet îți, mă gândesc că ai pagina da, de Facebook și postezi acolo și pe YouTube. Adică, da, da, da. Adică ești găsit, nu ești de negăsit, cum aia e nu, clar, cum nu? Să nu. În
epoca în care trăim este imposibil să nu poți să dai de un om. Așa e, dar din punctul meu de vedere, oricum, internetul e foarte bun pentru noi. E și bun și are și părți negative până la urmă. Știi? Categoric. Pentru că nu poți să controlezi tu în totalitate, dar dacă ai scos o melodie nouă, de exemplu, și n-ajungi să mergi cu ea la o televiziune, tu mâine poți posta și telespectatorii noștri poate să-ți dea seama. E frumoasă, nu e frumoasă, e pe placul lor, nu e pe placul lor. Ceea ce pe tine te poate ajuta să-ți dai seama, măi, melodia asta vreau să o promovezi mai mult sau nu. Tu te-ai gândit de pe acest album o melodie ție mai dragă pe care vrei să o promovezi sau... Elena, nu am gândit, dar... Poate că nici n-ai apucat să gândești că CD-ul e încă cald. Este un CD cald, într-adevăr, dar problema este... Mie îmi plac toate melodiile de pe și acest album, pentru că la fel de mult am muncit la fiecare melodie și am pus suflet și sudoare. Și, nu știu, rămâne la decizia publicului care va fi melodia de succes de pe acest album. Cea mai de succes. Doamne, ajută să fie toate de succes, nu numai una, că doar n-ai muncit degeaba, știi? Exact. Dar fiecare om oricum se regăsește într-una, nu poate toată lumea să-i fie pe plac aceeași melodie, știi? Fiecare depinde în starea de moment ce o are atunci când ascultă probabil CD-ul, care melodie ajunge la suflet. De foarte multe ori mi se întâmplă, mergând la diferite evenimente, înainte să lansez acest album, am scos prima dată două, trei melodii ca un promo la ceea ce va urma. Și am constatat că, mergând la diferite evenimente, o parte din oameni solicitau, nu ne cântați și nouă melodia cu tare sau melodia cu tare? Și am zis, mă, uite, într-adevăr, lumea apreciază. Ce fapt, ceea ce te bucură pe tine ca și artist sau exact, ca și exact, exact, solist. Exact. Dragii mei, am ajuns la jumătatea emisiunii. Îl ascultăm pe Ovidiu Olar și revenim după o scurtă publicitate. Prin pădure, prin brăde tu, prin pădure, prin brăde tu, strigă mândra s-o aștept tu, doină fă, doină fă, lină, draga mea. Ba, eu nu te-o aștepta, mă. Ba, eu nu te-o aștepta, mă. Că nu să meni cu mândra, măi, doină fă, doină fă, lină, draga mea. Pământro cunosc eu bine, mândro cunosc eu bine, c-o fost în brață la mine, doină fă, doină fă, lină, draga mea.
Căi-n cisme și-n piept armă, Căi-n cisme și-n piept armă, cu năframa în buzunar măi, doi năfă, doi năfălină, draga mea. Dă mândră năframa mie, dă mândrână, frama mie, să fac la fete mânie, doi năfă, doi năfă, lină, draga mea. La neveste dușmănie, doi năfă, doi năfă, lină, draga cine-n-are. Hai, dorule, dorul meu e de vânzare, hai, dorule, și l-aș da la cine-n-are. Ei dau dorul cu împrumut, na da 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 da, să nu mi-l deie mai mult, na da 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 da. Hai, dorule, să vină la ușa mea, măi, hai, dorule, că-i dau dor cu vădruța. Hai, dorule, să vină la ușa mea, măi, hai, dorule, că-i dau dor cu vădruța. Să îl țină mult și bine, da 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 da, să nu mai vină la mine, da 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 da. Hai, dorule, la cine-o ajunge în casă? Hai, dorule, nu mai face cale-ntoarsă. Hai, dorule, la cine-o ajunge în casă? Hai, dorule, nu mai face cale-ntoarsă. Se așează la inimă, da 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 da. Cine l-are greu suspine, da 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 da. Hai, dorule, te-aș da la dușmanii mei, măi, hai, dorule, să mai suspine și ei. Hai, dorule, te-aș da la dușmanii mei, măi, hai, dorule, să mai suspine și ei. Le-aș da dorul pe nimic, na da 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 da, să-l ducă și ei un pic, na da 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 da. Hai, dorule, dorul și cu dragostea, măi, hai, dorule, de mult stăpânesc lumea. Hai, dorule, dorul
și cu dragostea mai hai, dorule, de mult stăpânesc lumea, cine de ele să teme, na 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 na, bătrânește fără vreme, na 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 na, bătrânește și suspine, na 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 na, nimeni lume nu-l aline, na 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 na